Am chef acum să vorbesc un pic despre fotbal și cât de mult îmi place Horațiu Moldovan. E un portar, eu n-am mai văzut de mult în Liga, nu mai zic la Rapid. La Rapid cred că n-am mai fost un portar de nivelul Moldovan de la Dani Coma, care a fost favoritul meu. Și eu cred că ăsta, Moldovan, e un portar să-l ții să joace 200 de meci și apoi să-l vinzi pe milioane de euro la cum joacă. Ah, că mai ales că a greșit cu Clinceni, acum tocmai de-aia îl laud, pentru că asta se întâmplă. Și Coma l-a făcut niște gafe, dar era portar mare și s-a văzut chestia asta. Horațiu Moldovan e o mare surpriză pentru mine și mie mi se pare un portar de senzație, că de departe cel mai bun din Liga 1. Nu, eu nu știu, asta e, ar trebui să fie al doilea portar la național, pentru că peste Florinit într-adevăr nu e, că să aperi la Sparta Praga în contextul în care tu ești în afară zonei alea, că numai cehi și stovași sunt în primul 11, dacă vă uitați un pic pe echipă, e mare lucru. Dar despre Niță, pe care eu îl cunosc de 9 ani, eu spuneam, când era la Chiajna, când vorbeam cu el, că tatăl ăsta o să ajungă portar mare, spuneam tuturor că e portar de calitate. Și de el și de Felgiras, pe care l-a luat CFR-ul de la Brașov și care a avut niște sezoane bune, din păcate n-a ajuns la potențialul pe care eu îl vedeam că o să-l aibă. Și Florin Iacob, care acum mai laută. E un portar bun. E un portar pe care l-am văzut la Brașov, chiar dacă nu e, e mic, dar e bun. Moldovan, la cum îl văd eu, e un portar nu întâmplător. A avut 6 meciuri la rând fără gol primit și cu Craiova, apoi a zburat din bară în bară, aproape 7 meciuri fără gol primit la rând. E un portar care, după Niță, cred că o să fie capitanul național. Lăsați-mă cu ăștia de prin Italia, care joacă doar așa când toți accidentați. Nu, lăsați, că Moldovan e peste. Nu mai zic de Andrei Vlad. Andrei Vlad, nu mai uitați-vă la fața lui. Ce, păi, ăla e portar. Hai să fim serioși, ăla e portar de național. Ăla e portar de FCSB, fix de FCSB. Deci, s-o lăsăm mai moale. Horațiu Moldovan, mie mi se pare un portar care va juca an bun la nivel înalt și spre deosebire de Florin Niță, de exemplu, a ajuns de tânăr la un club mare, un club cu presiune, pentru că Rapid cu suporteri sau fără suporteri un club cu presiune și nu e ușor să apre poarta Rapidului. De FCSB, cum a fost Florin Niță, din păcate FCSB e o echipă cu, acum e discutabil ce presiune e acolo. Era o echipă, na, atunci era bună, era cât de, bună în sensul că, na, avea mai multe, era în fața CFR-ului, dar, na. Horațiu Moldovan, în schimb, a ajuns la Rapid și dacă stă la Rapid vreo 5-6 ani și apoi o să poată să joace, chiar să joace, să se ducă la o echipă străinătate de calitate, să joace titular, nu să se ducă să care apa și mingile care rămân după antrenament. Deci cam asta e. Rapid și-a luat un mare portar și ar face bine să-l țină cât mai mulți ani posibil. O să facă figuri frumoase.